Deputatul Dumitru Lovin cere Ministerului Educației să ia rapid o decizie în privința schimbului propus Ministerului Educației de primăria Râmnicu-Vâlcea. Deputatul Dumitru Lovin, președinte al de Vâlcea, a interpelat din nou conducerea Ministerului Educației, cerându-i să lămurească problemele cu primăria Râmnicului, care a cerut fosta unitate militară de la Vlădești, aflată de ani buni în paragină, în schimbul liceului chimic desființat recent în acest scop. Chiar dacă nu a fost de acord cu decizia autorităților locale de a desființa acest liceu, deputatul Lovin consideră că, ajungându-se în situația de astăzi, trebuie făcut ceva pentru ca imobilele și terenurile să capete măcar o utilitate publică. Am reamintit conducerii Ministerului Educației că, în prezent, atât fostul liceu chimic cât și unitatea militară dinspre Vlădești se degradează pe zi ce trece, în loc să fie recondiționate și transformate în obiective de interes pentru oraș. Nu știu ce obiective, parcuri, cartiere de locuit, baze de agrement. Râmnicenii trebuie să hotărască asta. Cert este că nu mai pot rămâne așa și că ministerul trebuie să ia o decizie, a semnalat Dumitru Lovin. Parlamentarul vâlcean a reamintit că anul trecut Ministerul Educației și Primăria Râmnicului păreau să fie ajuns la un consens și începuseră pregătirea actelor necesare pentru a oficializa acest schimb. Recent însă, autoritățile de la Râmnicu-Vâlcea au anunțat că procedura s-a blocat și vina ar fi a ministerului, care, deși s-au pus la dispoziție toate documentele cerute, acum ar fi început să inventeze pretexte pentru a tergiversa lucrurile. Între timp, fostul liceu chimic, desființat în ideea că va fi dat în schimbul proprietății de la Vlădești, se degradează într-un ritm accelerat și cineva trebuie să răspundă pentru asta. Fosta unitate militară de la Vlădești se află într-o stare și mai deplorabilă. Vina, în opinia autorităților de la Vâlcea, este a dumneavoastră, deoarece ați ține blocate documentele și proiectul de hotărâre de guvern ce trebuie promovat, a accentuat deputatul Dumitru Lovin, președintele ALDE Vâlcea.